Deci avocat Nicolae Zărnescu, din Baroul Argeș, fost decan al Baroului Argeș, membru în Comisia Permanentă a UNBR. Domnul avocat, vreau să vă întreb apropo de evoluția pieței avocațiale în județul Argeș. Cum s-a făcut ea de-a lungul timpului? Putem spune că asistăm la o evoluție pe mai multe paliere. Deci spunem că există o intensificare a specializării avocaților pe anumite domenii de activitate. Putem spune că există o intensificare a gradului de pregătire profesională al acestora, dar dacă este să o analizăm și sub alt aspect, putem spune că în oricare domeniu de activitate că asistăm și la o involuție, dat fiind criza prin care trecem și pe care de consecință și un minus de clientelă sau de puterea clientelei în accesul la un avocat. Se poate vorbi de specializare pe piața avocațială din Argeș? Da, bineînțeles. Deci, din acest moment, la noi putem spune că este o realitate și de ce nu ne și mândrim cu chestia asta? Pentru că asta trebuie să fie, asta este în fond și la urma urmei viitorul. În ceea ce privește relația pe care o aveți cu tribunalul și cu plata avocaților din oficii, cum este ea? Stați bine? Raporturile sunt normale. Bineînțeles, sunt și minusurile care totdeauna au fost în această relație, dar încercăm să le remediem și să asigurăm continuitatea acestor venituri, având în vedere că, și asta este o realitate, există un segment din corpul avocaților care trăiește din aceste venituri. Sunt întârzieri în plata onorarilor? Apar și întârzieri, pot să apară și întârzieri, dar v-am spus, încercăm să remediem. În demersuri comune încercăm să remediem acest lucru. Ce ne puteți spune despre situația patrimonială a casei de asigurări și cum priviți măsurile de reformă care sunt dezbătute acum în Congres? Din punctul meu de vedere, măsurile de reformă sunt salutare. Pentru că asigurarea și garantarea unei pensii pentru fiecare dintre noi atunci când va veni momentul trebuie să fie dezideratul comun care să ne anime pe toți. Deci, sub acest aspect, eu cred că pachetul de măsuri propus vine în întâmpinarea dorințelor noastre, mai ales în dorințele celor mai tineri. Încă îndrăznesc să mă consider în această categorie, de a sta liniștiți și să ne gândim că la un moment dat o să beneficiem de o pensie și o să beneficiem în mod coerent, riguros și, de ce nu, și profitabil de ea. Să înțeleg că sunteți adeptul acestei măsuri. Eu unul da. Și în ceea ce privește cota de contribuție, până la ce nivel, până la urmă, se va ridica ea? Asta se va hotărâ ulterior prin regulament și prin hotărârea Consiliului Uniunii Valdării. Deci nu se va decide astăzi? Nu cred că. Dar despre regularizarea cotei în funcție de veniturile anuale, care a fost o altă propunere, despre, pe aceasta cum o apreciați? Eu cred că sunt niște lucruri, deci au mai existat astfel de variante și s-au dovedit a nu fi extraordinar de fiabile. Eu cred că această manieră de calcul este în momentul de față cea mai potrivită. Această manieră de calcul la modul? Deci cea pe o cotă stabilită, o cotă unică care să se plătească de către fiecare avocat. O regularizare eventual funcție de niște venituri anuale poate să ducă la niște construcții care să nu fie tocmai la locul. În ceea ce privește pregătirea profesională a avocaților, ce măsuri au fost întreprinse, ca să zic așa, de baroul din Argeș? Au fost luate, au fost organizate cursuri? Deci noi avem programul de pregătire profesională. Deci programul de pregătire profesională inițială se face în cadrul INPPA București, iar programul de pregătire profesională continuă se face prin grija baroului. Ne străduim să asigurăm periodic, cu o periodicitate cât mai deasă, să spunem, noi încercăm să asigurăm niște manifestări științifice care să conducă către realizarea acestui obiectiv și anume pregătirea profesională continuă. Nu de multe ori membrii baroului Argeș merg și la barourile Megieșe, Vâlcea face niște manifestări extraordinar de frumoase, Doljul la fel și în felul acesta, cred că fiecare își îndeplinește această obligație profesională cu succes. În ceea ce privește codul de procedură civilă, credeți că vor fi probleme în aplicarea lui?
Dar probleme apar oricând la aplicarea unui act normativ nou și unui act normativ de atare dimensiuni și de atare importanță. Dar noi sperăm să le depășim. Mulțumesc tare mult, domnul avocat!